Fiscul a fost luat cu asalt de miri. Inspectorii au fost surprinși de o avalanșă de informații primite de la cuplurile proaspăt căsătorite. Asta spune chiar fostul șef ANAF, care admite că a fost o greșeală să-i amenințe pe români cu amenzi drastice. Mirii au trimis scrisori cu detalii despre artiștii invitați la nuntă și banii oferiți lor. După declanșarea operațiunii, ANAF încă nu are un bilanț, dar se laudă că a descoperit că un lăutar este asistat social. Oficialii ANAF estimau în toamnă că statul pierde sute de milioane euro din evaziunea fiscală de la nunți și, ca să pună capăt fenomenului, a creat un formular care a fost expediat mirilor. Cuplurile proaspăt căsătorite erau informate că trebuie să dea detalii despre organizatorul nunții, restaurantul în care a avut loc petrecerea, formația care a cântat, dar și fotograful marelui eveniment. Cine ignora notificarea risca amenzi între 2.000 și 5.000 de lei. Iar amenințarea a funcționat. Vreau să vă spun că a fost o avalanșă, că a fost o acțiune care a avut o mică hibă. Informațiile care se solicitau mirilor trebuiau să vină fără supresiunea unei sancțiuni. Motiv pentru care am și decis să nu existe absolut nicio sancțiune pentru cei care nu declară sau nu oferă informații. Un mire din Găiești, județul Dâmbovița, supărat că nu a primit un singur bon fiscal, le-a scris inspectorilor și l-a denunțat pe vecinul care i-a cântat la nuntă. Inspectorii ANAF au descoperit că muzicantul este în acte asistat social. De altfel, fostul șef al fiscului spune că instituția va continua să-i vâneze pe artiști. Există decizii de impunere care s-au făcut la diverse formații, artiști. Sumele suplimentare au fost de ordinul sutelor de mii. În București, unii organizatori de evenimente susțin că nu acceptă clienți care nu sunt dispuși să încheie un contract. Riscul meu este ca acest client să nu plătească la sfârșitul evenimentului suma totală, dar și clientul să nu aibă serviciile pe care le dorește. Și chiar dacă ANAF nu va mai amenința mirii cu amenzi, aceștia tot nu scapă de obligații. Obligația de a furniza informații rezidă de la crearea codului fiscal. Dacă ANAF are suspiciuni cu privire la un anumit contribuabil, noi va trebui să furnizăm acele informații pe care le deținem, însă în niciun caz, după ce ne căsătorim, nu o să trebuiască să facem declarații către ei. Fostul șef al fiscului spune că în cele mai multe scrisori primite la sediul instituției, mirii reclamau că artiștii invitați la nuntă nu sunt deschiși să cânte legal, adică să emită factură.